s-a petrecut în dimineața finalei trecute. În loc să îi ridice moralul, vizita fratelui a răpus-o la pământ. Aduce scaunul celălalt când ajunge. Gata, bine. Bine, nu mai țin. Hai că vă așteptăm. Vino că tu mă simți. Fotolește-te. Veniți, fata, repede în coace. Amălă, vino repede. Doamna Agi, cine era? Pietăsuțul tău, cine era? Agi, revino-ți. Doamna Agi, a venit să vă dea putere dumneavoastră. Ce faceți? Dacă ăștia încărăționați așa, nu vă mai chemați. Păi în loc să vă bucurați, nu să vă veni rău. Ai și-a văzut că i-a venit rău? Păi n-am, l-am luat deja, nu știu dacă a văzut sau nu a văzut. A văzut că se ține de gard. Vedeți că e îngrijorați dumneavoastră. Dumneavoastră nu să stați de vorbă cu ei când i-ați văzut de atâta timp. Păi dacă va veni rău aici... Nagi, doamna Nagi, iar vi se face rău. Gata, haideți. Păi nu, eu nene, că am luat un calciu de ăla, așa nu mi se mai face. Cum voi vă dați seama câți au venit acum după Luci? Stai, frate, neclamat. Dar eu nu mă înțelegeam că e de nicio curare. Nu te înțelegeai cum? Vedeți acum cât de mult schimbă când stați fără departe și dorul și toate cele vă apropie mai mult. Hai să vă faceți la păr să vă aranjați, ha? Dacă vă vede domnul Marinica așa și nearanjată, chiar că vă ia acasă. Ca să n-aibă de ce să mai plângă, că-și strigă coafra și frizura. De ce zic? Luci e unul singur. Dacă îl atinge cineva pe Luci, îl supără cineva pe Luci, îi zice cineva lui Luci, în spatele lui sunt 100 care se supără și îi doare. Ca oricare. O să intre pe la tău, vă spun eu, cine, sora și cu soțul. Nu, soțul nu cred că o să intre. Maria nu intră, că dacă intră, cred că îl face varză pe asta. Cum ai fugit, mă? Cum ai fugit? M-am luat și fetele. Vine și era. Fetele. Super mână. El e soțul meu, Elena. Hai, de ce ure, hai. Ce părere ai? Sunt așa cum trebuie pentru verișorul vostru? Eu sper că va fi bine. Deci vă vrem împreună. Da? Da. Și deci v-a plăcut Elena? Da. Vedeți, nu? Ți-a plăcut Elena? Fii atentă ce ți-am zis eu, că e cea mai pretențioasă. Și că da. Nu te-a lăsat de ceri? Place de mine? Sper să nu vă dezamăgesc. Din moment ce sunt eu aici, eu, vă știți ce am promis eu când am plecat de acasă? Când mă cer cu cine mă cer, mă cer că sunt provocat. Ea e numai că ea se ceartă. Nu știu ceva cu ei. Nu, deci dacă aveam ceva cu Luci, nu mai eram cu el până acum. De ce mi se întâmplă în jurul meu? De aceea. Doamna Nagie! Da, doamna mine. Cum să reacționați așa, doamna Nagie? Dacă, Doamne ferește, primiți o veste tristă, atunci ce faceți? Asta au fost vești triste, să aflați că vor veni membrii ai familiei în emisiune. Ați leșinat, ați speriat toată casa. Păi, Doamne ferește, la o veste tristă. Cum reacționați? Nu știu, a fost șocul prea mare. Doamne, asta știți că v-a dus Simona în brațe? Da, după aia am realizat. M-am trezit în brațele ei. Păi, ai dumneavoastră de acasă, ce să facă, sărace? Să mai vină altă dată? Păi, că știu și că i-ați arătat și faza? Păi... Da, să vină, că eu chiar nu mai am...